ca Lucian Blaga, de alt bani, ca într-o filosofie românească, adică și bine și rău, azi bine, mâine rău. Din fericire pentru Botoșani, din ce mai bine. Ultimul meci am învins cu 3-1 o echipă care trăgea la retrograd sau care trăgea de 100% și astăzi am învins cu 3-2 și putea să fie poate și 4-2 și 3-1 și nu știu ce. O echipă care, din fericire pentru ei și din fericire și pentru noi, i-am învins o echipă bună. O echipă care merită să bată pentru Europa League. Să văd că sunt fotbaliști. Dar a fost bun. Aici este doar meritul lui Leo și a echipei. A fost excepțional. Așa că n-am cum să spun că astăzi, de fapt, așa este, Borna de astăzi mai bună decât cea de data trecută. Astăzi a fost mai frumos decât data trecută. Să vedem la meciul cu Astra. O să fie și mai frumos, decât și mai bună. Iar la meciul cu Dinamo Apia, fugem. O să fie sfârșitul de frumos. De asta v-ați făcut post cu domnul Ei, de Spaniu. Ești sigur că spuneți. Ala, credeți că el ținit cu Botoșaniu, cu asta, cu Dinamo? Am dat ce îi mai ține ziua. Vă dai tricourile, dacă găsesc unul care ține la Botoșani cu Dinamo, meci cu Botoșaniu, e... Îi putem spune la... Îi lângă dumneavoastră. Da, full option. Sau full option. Și-n full option. Adică e moldovenește, și-n full option. Full option. Cel mai iubit ungur. A fost bună. Bravo, mei. A fost goluri de atacant. Goluri de goluri. Frumos. Să fiți sănătoși. Să vă dea Dumnezeu toate cele bune și să ne mai vedem data viitoare. Peste 2 săptămâni jucăm? Peste 2 săptămâni cu... Oțelul. Derbi, oțelul. Da, oțelul, derbi. Dar să știți că la noi, între noi fiind vorba, în opinia mea, suntem 90% în divizia. Greu să... ce rezultate vedeți după meciul ăsta, săgeata, dacă cel puțin un punct scoate cu Steaua? Cel puțin un punct. Pentru că Astra a luat bătaie la Dinamo și oricum rămân 6 puncte diferiți. Săgeata nu mai contează. Săgeata oricum. Viitorul, scuze. Viitorul. În opinia mea, sigur că este complicat și că trebuie să fim atenți până în ultima secundă sau ultimul meci. Și nici nu mă gândesc, pentru că dacă vă dați seama, ai culcat pe ureche, înseamnă atât de tot. Un loc în plus în clasament înseamnă 100, aproape 200.000 de euro câștigați în jurul clubului. Deci, excepțional. Știți că fiecare fotbalist am o regulă cu ei de funcționare, fiecare loc în clasament aduce niște bani și în buzunarele lor. Dar n-aș crede numai în banii ăștia. Dar pentru mine e foarte important. Pentru ei poate nu. Pentru că ești o ambiție nebună și alții fiu ca așa ambiție, așa e serios. Adică la meciul de asta, iar noi acasă, în afară de Oțelul, care e o echipă bună. Și o echipă care ne luptăm la... Nu ne mai luptăm. Ei se luptă la lucrurile alea. Noi nu ne luptăm la retrogradare cu Oțelul, dar ei încă se mai luptă chiar nu, se luptă noi cu... 6 puncte. Dar sunt la 6 de noi. Doamne, Botoșani cu Galați, diferență mare. Oraș serios, oraș cu industrie, oraș cu adevărat. Suntem acolo, Timișoara, ce lasă în spate, nu sunt fericire pentru noi. Dar în orice caz, avem acasă două meciuri foarte frumoase. Înseamnă Astra și Dinamo. Cum se poate rezolva succesul? Uite ce întrebare grea. Ce face un om când îi pare bine? De fapt, fericirea, să știți că nu este o stare de spirit pe care să o pot să exprima în cuvinte. Pur și simplu că am dragoste, îți place sau nu? Eu mă simt bine, după fericire pentru mine. Nu știu voi cum simțiți. Sincer, înaintea meciului, dacă era un rezultat de egalitate, v-ar fi convenit? Da. Cum să nu-ți convine cu ăștia un rezultat de egalitate? Sigur că nu o spuneam așa cu vocea asta. Da, se putea și mai bine. Dar astăzi am avut o echipă bună. O echipă care mi-a și mers. Eu am spus astăzi și Dumnezeu a ținut parcă un pic cu noi. Nu că am avut noroc, ci am avut șansa, pentru că fotbalistul Piulo chiar a marcat 3 goluri, care îi dea 6 ocazii, asta și nu marchează chiar așa 3. Ei, dar am dat 2 cu media și tot... Alea a fost chiar norocoasă, asta chiar e fiul de călugă, pe cuvânt. Cum scoate el? Mă, că fiul de călugă. Reușeam să-mi fie de călugări? La revedere!